tragem la fund. Hai că veni pe Olteț un pic la picat. Vedem ce facem. Nu e așa frig. Oltețul e limpede. Dau puțin aici în locul ăsta. O să mă duc să-l iau, să-l platunez de la deal, că o să dau la plută. Da? A, plută. Foarte bună lanseta. I-am făcut review atunci, unboxing. Daiwa Mega Force Ninja. 7 grame. Aici am mai luat creaniu. Da, să vedem, sunt la locul cu gionule, s-a schimbat de asta iarnă. Acum avem șansa să le dăm de aici, de pe partea asta. Să vedem. O să iau așa mai pe la deal, nu pe marginea pe cum fac alții. Creanul se sperie. Mai venim la prima captură. După 40 de lanțeuri și vreo 3 km de mers pe jos, m-am întors tot la locul ăsta, de data trecută, unde ziceam eu că... Vezi, Doamne, că la vale nu e pește, nu e pește, într-adevăr. Dar, dacă vreți să vă arăt, e o bucată frumușită. Mușită, e cam murdat de nămol, dar o să îl curățăm. Da? E o bucată frumușită, așa. La vale nu mai e pește, a urcat la deal. Asta vreau să vă arăt. De unde l-am luat? Deci am dat aici, am avut prima dată o trăsătură puternică acolo la ciuata aia și l-am luat tocmai unde se vede vârful la ciuata aia și se vede ceva pe mal acolo. E, tocmai de acolo l-am luat. E, acum e cu 5 ori, cu 6 ori e. E, ca să vedeți voi cam câtă distanță e, nene. Da? Deci aproape de la, să fie în jur de 60-70 de metri până acolo, pe plut, pe ficat. Da? Greu, primul pește, dar mare. Greu, tată, greu. Mai venim unul frumos, prinse cu ficat în gură. De aici. Pe apă extraordinar de mic. Bineînțeles că am dat două rateuri înainte de bucăți mari. Fiind apa mică, nu știu, a avut așa o trăsătură, cum să zic, ca și când nu te-ai aștepta. Strang, direct, așa, blană, știi? Genul ăla de trăsătură de fără să ciupă. O ia în gură și bau. Când am tras în țăp, s-a văzut cum a făcut valuri, fiind apa mică, se vede imediat peștele mare. Ăsta am reușit să-l păcălesc. Asta e. Ora 4 aproape, se vede că a început să-și mai dea drumul. Mai mic așa, dar totuși a început să-și mai dea drumul. Adică nu se mai sperie la orice trăsătură de plută. Atacă, chiar dacă tragi pluta la deal, o atacă instantaneu, da? E cu ficat în gură. Cam asta e, final de partidă cu 3 pești. Unul mai mare, 2 mai mici. N-am mai filmat, nu v-am mai zis. Am găsit un loc. Peste 40 de lanseuri la fiecare lanseu trăsătură. Dar trăsătură nu ciupeală, trăsătură țac și la fund. Care e ideea de nu am putut să-i înțep? Să face buclă pe apă, cum îi zice, raghina, locul unde stă, nu e odată cu malul meu. E pe partea cealaltă. Și eu, cât de mult aș încerca să controlez firul, la un moment dat se face buclă, el o bagă la fund, dar eu cum ar veni, înțep în buclă. Deci nu înțep direct în el, instantaneu. Înțep mai întâi în buclă și după aia, dacă cumva noroc să fie și în gura peștelui, să înțapă, dacă nu.
Deci trebuie să caut să fiu pe partea cealaltă. O să revin pe locul ăla. O să încerc să dau după malul celălalt, dar e cam greu. Apa fiind mică, o palmă are apă. Deci unde stă? Apă extrem de mică. O palmă. Asta e. Fire întinse vă doresc.